Oamenii de la țară prezintă un risc crescut de a dezvolta cancer de piele, întrucât nu se protejează la expunerea la soare, conform unor studii recente. Un studiu recent arată că persoanele care locuiesc la țară au un risc mai mare de a dezvolta acest tip de cancer din cauza expunerii neprotejate la soare. Cercetătorii au descoperit că adulții și copiii din mediul rural au primit doze semnificativ mai mari de UV la mijlocul zilei. Doctorul Mihaela Leventer, medic primar dermatolog, spune că în cabinet vin tot mai mulți pacienți care nu se protejează atunci când se expun la razele soarelui. Din păcate, vedem tot mai des în cabinet efectele pe care le poate avea asupra pielii expunerea necontrolată la razele soarelui. Anul trecut, Fundația pentru Sănătatea Pielii a participat la 5 caravane medicale în 5 sate din județul Prahova pentru a oferi consultații persoanelor din comunitățile defavorizate. Din cei 150 de pacienți care au beneficiat de consultații, am identificat 4 cancere de piele pe care pacienții nu ar fi avut altfel șansa să le descopere din cauza lipsei de informare și a accesului greoi la serviciile medicale. Doi dintre aceștia au beneficiat de operații pro bono prin tehnica de chirurgie MOS, tehnică cu un risc minim de recidivă prin care se evită excizii mari care ar lăsa cicatrici importante. Medicul recomandă ca fiecare persoană să fie atentă la semnele care apar pe piele, iar orice bubiță care nu se vindecă sau care își modifică forma sau culoarea să fie verificată la un control dermatologic. Spre deosebire de alte tipuri de cancer, cancerul de piele chiar poate fi văzut. Avem șanse mari să îl diagnosticăm în stadiu incipient, fără a fi nevoie de investigații complicate. Pentru acest lucru este însă important să fim atenți la cei dragi, dacă mergem la părinți sau la bunici, la țară. Să le privim cu atenție chipul, brațele care ne îmbrățișează sau mâinile cu care ne pregătesc mâncarea preferată, spune medicul specialist. Relatează adevărul.ro.